Stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Lumina Creștinului. Vă aducem din nou în față, ca de fiecare dată, noi realități ale Bisericii. Pentru că în fiecare zi și în fiecare loc al Pământului, în fiecare continent, se întâmplă lucruri cu totul și totul deosebite, care cred că merită atenție. Pe de altă parte, vom vorbi în această emisiune despre anul vieții consacrate. Așa cum știți, în Biserica Catolică, fiecare an capătă sau primește din partea Sfântului Părinte o anumită specificitate, o anumită conotație. Anul acesta a fost ales să fie anul vieții consacrate. Adică, pe toată fața Pământului întâlnim persoane care se dedică cu toată ființa lor, cu toată viața lor, slujirii lui Dumnezeu într-un mod aparte. Pe de altă parte, nu știu dacă am putea gândi viața bisericii fără aceste surori, călugărițe și călugări care lucrează în atâtea și atâtea domenii, de la sanitar la caritate, de la săraci la rugăciune și am putea continua. Tocmai de aceea consider că o importanță excepțională are această, să spunem, grupare din viața bisericii, persoanele consacrate. În acest sens, l-am adus în studio pe Monsignor Alois Fechet, care este responsabil cu oficiul pentru viața consacrată, vicar episcopal în cadrul curiei noastre episcopale, și sora Monica Bogdanel, de la Congregația Surorile Providenței, care ne va vorbi, sigur, despre aceste trăiri ale sale, despre aceste realități ale bisericii noastre. Așadar, Monsignor Alois, bun venit în studioul nostru. Bine v-am găsit și mă bucur că pot fi prezent aici la această emisiune. Sora Monica. Bine v-am găsit și sunt bucuroasă să mă... Chiar aș vrea să vă prezentați puțin înainte de a intra în subiectul emisiunii noastre. Ba, sunt părintele Alois Fechet. Lucrez în cadrul episcopiei pentru oficiul pentru viața consacrată. Anterior am fost vicar general și rector al Institutului Teologic până în 1989 și mă bucur ca să pot aduce aportul meu în viața bisericii în cadrul diecezei noastre de Iași în acest sector al vieții consacrate. Sora Monica? Sunt sora Monica Bogdanel din Congregația Surorile Providenței. Fac parte din comunitatea din Iași și în acest moment lucrez la grădinița pe care o avem. Să intrăm în subiect. Cum s-a născut această idee? Cred că este de mare importanță și cui aparține? În ziua de 29 noiembrie 2013 erau adunați la Roma 120 de superiori generali ai ordinilor și congregațiilor masculine. Ei au fost primiți într-o audiență în aula sinodală de către Sfântul Părinte Papa Francisc și în cadrul acestei audiențe, într-un climat de bucurie și cu spontaneitatea care îl caracterizează pe Sfântul Părinte, dânsul le-a spus: anul 2015 va fi dedicat vieții consacrate. Acest anunț a fost precedat de câteva momente, de câțiva pași, în sensul că prefectul congregației și cu un grup de colaboratori s-au gândit să îi propună Sfântului Părinte această idee și cu câteva săptămâni înainte au fost primiți în audiență de Sfântul Părinte, i-au propus acest lucru, Sfântul Părinte le-a spus: vom analiza, vom vedea, și cu câteva zile înainte de 29 noiembrie 2013, cineva de la Secretaria de Stat a venit și a spus cardinalului: Sfântul Părinte a acceptat și vă va face acest anunț într-un cadru special. Și a anunțat în cadrul acestei întâlniri a superiorilor majori. Să vă întreb, la Roma există un secretar special, un oficiu special pentru viața consacrată. Cine îl conduce?
Deci în fiecare domeniu din viața bisericii este condus de un dicasteriu, de un, am putea spune în termenii noștri, actual, de un minister. Viața consacrată, sectorul acesta, este condus de Congregația pentru Institutele de Viață Consacrată și pentru Societățile de Viață Apostolică. Și prefectul acestei congregații este cardinalul João Braz de Aviz și, bineînțeles, este ajutat de către secretarul acestei congregații, părintele sau episcopul Rodriguez Carvalho, și de alte persoane care lucrează în acest dicasteriu. Sora Monica, ce poate să aducă nou un an dedicat vieții consacrate? Este un an al vostru? Da, este un an al nostru care ne-a adus întâi de toate multă bucurie în suflet când am aflat intenția Sfântului Părinte. Și cred că așteptările pentru acest an sunt precizate clar de Sfântul Părinte în scrisoarea apostolică pe care a adresat-o tuturor persoanelor consacrate. El ne-a îndemnat întâi de toate trei lucruri. Unu, să privim la trecut cu recunoștință, să trăim prezentul cu bucurie și să îmbrățișăm viitorul cu speranță. Și făcând aceste lucruri putem reflecta asupra vocației noastre personale, dar și a drumului fiecărei congregații, de la origini până în prezent, și să vedem cum în momentul de față putem răspunde nevoilor societății actuale, ce se poate schimba în viața consacrată. Prezența călugărilor și a călugăriților atât în Orient și în Occident este vizibilă. Ea este de secole și milenii. Are un suport biblic? Sigur, pentru fiecare activitate, pentru fiecare sector din viața bisericii, fiind e necesară o fundamentare, o bază. O să fiți surprins dacă vă spun că în ceea ce privește viața consacrată nu avem un suport biblic așa cum poate că ne-am aștepta. A existat acest verset din Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 19, versetul 21, în care Mântuitorul îi spune unui tânăr: dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și apoi vino și urmează-mă. Acest verset a stat la baza, să spunem, acestui sector care mai întâi s-a dezvoltat ca și teorie și apoi ca și practică. Dar în realitate, dacă ne gândim bine la acest verset, de fapt Mântuitorul adresează această invitație tuturor creștinilor. Și dacă o luăm în sens strict, consacrat este și fiecare botezat. Fiecare persoană botezată este consacrată. În sensul larg al cuvântului. Hristos ne invită, prin acest verset, ne invită la perfecțiune, la desăvârșire. Și fiecare creștin este invitat să fie desăvârșit, să fie perfect. Și există această cale progresivă. Și în sensul acesta am putea spune că întâi s-a dezvoltat practica vieții consacrate și pe baza a ceea ce s-a început să se activeze în cadrul bisericii s-au căutat în Vechiul Testament și în Noul Testament diferite versete care ar putea să fundamenteze viața consacrată. Vorbim despre sfaturile evanghelice. Orice călugăr sau călugăriță, atunci când se angajează în viața consacrată, face cel puțin trei voturi. Care ar fi acestea sau cele trei sfaturi evanghelice? Cele trei sfaturi evanghelice sunt sărăcia, castitatea și ascultarea. Ele sunt în esență cele trei caracteristici principale ale vieții lui Hristos, pe care fiecare în momentul profesiunii se angajează să le trăiască.
sărăcia. Hristos a trăit sărac, s-a născut, a trăit, a murit în sărăcie și atunci și fiecare persoană consacrată în momentul profesiunii se angajează să renunțe la toate bunurile sale pentru a-L urma mai liber pe Hristos. Ascultarea. Hristos a fost ascultător față de Tatăl până la moarte și la fel a fost ascultător față de Maria și Iosif când trăia la viața de la Nazaret. Persoana consacrată renunță la propria voință, o încredințează lui Dumnezeu și primește voința prin superiori, primește cu credință voința lui Dumnezeu. Iar castitatea, Hristos l-a iubit pe Tatăl și ne-a iubit și pe fiecare dintre noi până ca să-și dea viața, astfel fiecare persoană consacrată se angajează să trăiască perfecta continență în celibat, pentru ca viața sa să fie o prefigurare a vieții fiilor învierii. Și așa se angajează să iubească pe toți oamenii cu iubirea lui Hristos. Noi ne-am obișnuit, sigur aici, poate în Orient, cu o singură congregație sau un singur ordin. Dar în Biserica Catolică observăm o multitudine de forme și mai ales două grupuri speciale, ordine și congregații. Foarte pe scurt, care ar fi această diferență? Deci, începând în secolul al IV-lea, după ce, de fapt, mai înainte erau diferite persoane care se retrăgeau în pustiu, trăiau ca și eremiți, începând în secolul al IV-lea, au început să apară diferite forme de viață consacrată bine organizate. Au fost benedictinii, începând cu Sfântul Benedict, apoi franciscanii, dominicanii și carmelitanii. Aceștia fac parte din ordinile călugărești, ordinile religioase. E vorba de mărime sau de istoria apariției? De istorie. Deci, începând în secolul IV până în secolul XVII, erau acestea care ieșeau în evidență. Începând cu secolul XVII-XVIII, diferite persoane, preluând aceste modele, au încercat să găsească în diferite sectoare ale bisericii locale modalități de trăire a vieții de desăvârșire, de perfecțiune, a trăirii sfaturilor evanghelice, venind în același timp în sprijinul societății, a celor care erau mai slabi, celor care erau marginalizați, a celor care erau bolnavi, în vârstă. Și în felul acesta, acești fondatori și fondatoare a diferitor congregații au început să dezvolte în cadrul bisericii aceste activități care, pe lângă viața comunitară pe care o duceau în mănăstire, de rugăciune, de meditație, de tendință spre desăvârșire, ieșeau și în afară mănăstirii pentru diferite activități sociale, caritative, educative. Dacă cineva participă la o liturghie, fie la Vatican sau într-o catedrală cu foarte multe persoane consacrate, călugări și călugărițe, va vedea o multitudine de culori, de haine. Dar eu aș merge și mai departe. Cred că fiecare are o carismă, să-i spunem, care apare la un moment dat în istorie. Cum am putea să explicăm noi, telespectatorilor, ideea de carismă? Carisma este un dar al lui Dumnezeu, făcut bisericii prin intermediul unei persoane, care, deschisă la inspirația Duhului Sfânt, reușește să dea un răspuns concret unei nevoi actuale a societății. Multitudinea carismelor poate fi asemănată cu un copac care are foarte multe ramuri, înrădăcinat în Evanghelie, iar roadele sunt aceste diferite răspunsuri oferite, date inspirațiilor lui Dumnezeu și împlinirea lor. Dealoie, să facem un fel de enumerare a carismelor. Care sunt roadele muncii, roadele activității acestor persoane consacrate din diferite forme, din diferite locuri, din diferite timpuri? Sigur, multe congregații s-au ocupat
de educație. Și au dat seama că societatea se poate dezvolta, societatea este sănătoasă și corespunde așteptărilor lui Dumnezeu și așteptărilor oamenilor din perioada în care trăiește și se ocupă, încearcă să dea un răspuns la cerințele societății de față. În cazul acesta, dau ajutor în ceea ce privește formarea, grădinițe, școli, chiar universități. Avem ordine și congregații care au facultăți, nu numai de teologie, dar și de asistență socială, de programări în diferite sectoare ale vieții. Apoi există alte congregații care se ocupă cu persoanele bolnave. Sunt spitale care, sau ambulatorii care sunt conduse de către ordine și congregații religioase cu spitale de vârf. Apoi sunt congregații care se ocupă cu persoanele în vârstă, azile de bătrâni sau cu persoane purtătoare de handicap, persoane cu diferite dizabilități. Este o slujire pe care biserica, prin intermediul persoanelor consacrate, în diferite forme și în foarte multe locuri, o desfășoară și arată în felul acesta că pun în practică ceea ce Mântuitorul cere, a ne iubi pe semenii noștri. Înainte de a veni în emisiune, sora Monica mi-a arătat o fotografie cu primii misionari călugări în Africa. Putem vorbi de misionarismul călugărilor? Da, sigur, vorbim de dieceza de Iași, nu? Nu, în general. În general, sigur. Fiecare persoană consacrată, fiecare călugăr, călugăriță care pleacă din țara proprie la chemarea bisericii sau spontan oferă în cadrul bisericii această slujire de a misiona, de a vesti, de a evangeliza societatea. Să concretizăm. Cum a apărut congregația dumneavoastră? Concret. Congregația Sărurilor Providenței își are începuturile în nordul Italiei, în orașul Udine, în anul 1837. De ce apare? De ce apare? Era o perioadă dificilă pentru societatea de atunci. Au fost epidemiile de tifos, de holeră, care au adus multe victime și mulți copii au rămas orfani. Și pe străzile orașului Udine erau foarte multe fetițe părăsite, ale nimănui. Părintele Alois Crozopi a privit spre aceste fetițe și le-a adunat într-o casă pentru a le da întâi de toate un acoperiș, a le oferi o familie și a adunat în jurul său câteva tinere maestre care să îl ajute. Acestea au decis să își pună toate bunurile în comun pentru ca să le poată ajuta mai mult pe fetițe și de aici s-a născut Congregația Sărurilor Providenței. Astăzi suntem în 4 continente, în Africa, în Asia, în Europa și în America Latină. Da, cred că este exact identic pentru telespectatori, poate un caz și mai cunoscut, acela al Maicii Tereza, care merge undeva și pur și simplu ajută pe cei mai săraci dintre săraci. Mergem mai departe, mai concret, acum, Părinte Alois, aici, în Moldova, când putem vorbi de primele persoane consacrate catolice? Deja din secolul al XIII-lea, când Moldova, ca și stat, începe să se organizeze mai bine, se organizează și biserica. Și în sensul acesta apar primii călugări franciscani și călugării dominicani. Dar sporadic nu erau numai decât foarte bine organizați, dar își ofereau slujirea lor apostolică ca prezență, ca prezență prezentând Evanghelia și oferind
societății sprijin în diferite sectoare. În 1622 se înființează Congregația de Propaganda Fide și un an după aceea, deci în 1623, se înființează Misiunea Apostolică pentru Moldova. Congregația de Propaganda Fide înființează Misiunea Apostolică pentru Moldova și încredințează această misiune apostolică din Moldova, o încredințează părinților franciscani. Deci este un fel de oficializare a ceea ce părinții franciscani, Ordinul Fraților Minori Conventual, făceau deja din secolul al XIII-lea. Ulterior au venit și iezuiții în secolul al XVIII-lea și au deschis diferite parohii, au înființat diferite parohii și împreună franciscanii cu iezuiții și dominicanii au evangelizat regiunea noastră. Sigur că la aici, la Iași, ca să venim mai în zilele noastre puțin, toți ieșenii bănuiesc că știu de fosta mănăstire Notre-Dame de Sion, care, da, din fericire, a rămas o istorie, oarecum. De ce a dispărut, sau ce s-a întâmplat în istoria poporului nostru, că la un moment dat au dispărut congregațiile de la Iași și din Moldova? Da. Surorile franciscane au venit, surorile Notre-Dame de Sion, au venit în Moldova, la Iași și la Galați, în 1866. În dieceza de Iași, la Huș, au înființat un orfelinat pentru băieți, iar la Hălăucești, un orfelinat pentru fete. Ele au rămas și s-au continuat activitatea lor aici în Iași, ocupându-se în mod deosebit de formarea tinerelor, a fetelor. Și este cunoscut Institutul Notre-Dame de Sion, așa recunoscut de cei care au trăit în timpurile respective și care mai povestesc și astăzi despre minunata activitate a surorilor în ceea ce privește școala. Ele au rămas în Iași până la desființarea ordinilor și congregațiilor religioase. Au fost trei decrete, în două zile, 3 și 4 august 1948, au fost trei decrete, 175, 176, 177, emise de către guvernul comunist de atunci, care în prima fază au desființat toate instituțiile de formare, toate școlile, inclusiv seminarul nostru din Iași. Toate persoanele au trebuit să părăsească instituțiile respective, unele au plecat în exil, altele s-au retras acasă, altele au fost internate în diferite alte case religioase. În concluzie, mi-a spus la întrebare că 48 a fost din cauza comunismului un an nefast și pentru biserică și pentru lume și pentru tot Iașul nostru, cred eu. Da. Mergem mai departe puțin. Care crezi, pentru că, să spunem, telespectatorilor, sora Monica a lucrat un timp ca misionară în Togo, Africa. Care crezi că ar fi rolul persoanei consacrate în evanghelizarea Africii, respectiv Togo? Consider că misionarii, persoanele consacrate misionare, rolul lor este esențial în evangelizarea Africii. Mă gândesc la numeroasele congregații, de exemplu combonienii, care s-au născut pentru a evangeliza Africa. Persoanele consacrate au mers în Africa pentru prima evangelizare și în același timp au adus și serviciile sociale de educație, de asistență sanitară și în paralel au ajutat societatea africană. Astăzi, din comunitățile care au fost fondate de persoanele consacrate, s-au născut vocații autohtone și astăzi este clerul autohton.
Dar dacă mă gândesc la Togo, misionarii verbiți au mers în anul 1892. Deci este o țară care are 120 de ani de creștinism. Deci din ce spui, aș putea concluziona că Africa nu s-ar fi încreștinat niciodată fără persoane consacrate. Nu cred. Greu de zis. Sigur, acum ne apropiem de final, mult timp nu mai avem. Aș vrea să spunem la telespectatorilor care ar fi numărul, pentru că este impresionant, cred eu, de călugări și călugărițe în lume azi. Aproximativ, după ultimele date statistici oferite de Vatican, există 700-2500 de surori. Repet. 700-2500 surori. Surori. Surori și aproximativ 55.000 de călugări care nu sunt preoți în toată lumea. Împărțiți în toate, continentele, sigur. Părinte Alois, cum v-ați imagina biserica de azi fără călugări și călugărițe? Ar fi o biserică sărăcită, pentru că asta de fapt a fost și întrebarea pe care a pus-o Sfântul Părinte odată când avea de, în fața lui câteva mii de călugări și călugărițe. Ce ar fi lumea de astăzi fără voi? Sigur, n-am putea să ne imaginăm după tot ceea ce am văzut și am asistat la operele de formare, opere asistențiale pe care le desfășoară persoanele consacrate, dacă ele nu ar exista sau și-ar înceta activitatea, biserica ar fi cu siguranță sărăcită în anumite sectoare. Dragi invitați, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Acest an, care cred eu că va fi bogat și în activități la nivelul nostru local, va aduce, cred eu, și un nou elan tuturor persoanelor consacrate. Iar noi vom reveni cu acest subiect pe parcursul acestui an. Vă mulțumesc din toată inima pentru participare, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru prezență, pentru atenție și vă dorim cu adevărat o duminică după amiază frumoasă.